Proba scrisă a examenului de definitivat se desfășoară în data de 22 iulie în centrul de examen organizat la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș pentru toate disciplinele de examen. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se va face în intervalul orar 8-8:45 pe baza actului de identitate valabil. Rezultatele evaluării lucrărilor scrise se afișează în centrul de examen și pe site-ul examenului național de definitivat în data de 29 iulie, iar contestațiile se depun la centrul de examen numai de către candidați pe baza actului de identitate în aceea zi până la ora 20 și în ziua de 30 iulie în intervalul orar 8-14, urmând ca rezultatele finale ale probei scrise să fie afișate în data de 4 august la centrul de examen.